Salutare, oameni bune! Vreau să vă arăt în videoclipul ăsta o placă video lansată de AMD în anul 2011. A fost cea mai puternică placă video la vremea aia și este vorba, după cum vedeți în poză, despre Radeon HD 6990. Și placa asta video nu e o placă video banală, a fost cea mai puternică la vreme, după cum am zis, și ce e special aia că are două, după cum vedeți în poza asta, are două procesoare de grafică și mai are și 4 GB pe 512 bits. Și vreau să testez 3 jocuri, CSGO, GTA 5 și Mad Max. Și vreau să vă arăt cum se comportă jocul, cum merge FPS-ul, dacă sunt drop frame-uri și dacă se mai poate face ceva cu placa asta, dacă mai poate fi folosită. Bine, de folosit la streaming, când fac live pe YouTube, folosesc placa asta video și vă zic că merge perfect, n-am nicio treabă cu ea. Pe YouTube am testat-o la streaming, dar pe Twitch încă n-am testat-o și asta va urma pe viitor. Na bun, haideți să vă arăt jocurile cu care o să fac test pe această placă video. Primul joc este CSGO. La CSGO am pus setările pe Very High și FPS-urile sunt între 58 și 60 și trebuie să recunosc, pe placa asta video merge CSGO perfect. Și ce chestie faină mai este la CSGO este că îți merge bine, plăcile între video între 10 și 13 ani îți merge pe CSGO. Chiar și cea mai slabă placă video lansată acum 5-6 ani merge pe jocul ăsta. Și după cum vedeți, 60 de FPS-uri. Bine, temperaturile, bine, la o placă video de la AMD normal să se încingă așa tare. Na bun, haideți că trec acum la jocul GTA 5. Al doilea joc e GTA 5 și după cum vedeți în GTA 5 am 60 de FPS-uri, setările sunt date pe Very High. Bine, FPS-urile poate să fie între 58-61, dar la GTA 5 ce-am observat e că când mergi cu motocicleta sau cu mașina, încep să scadă foarte mult FPS-urile. Și dacă vă uitați atent pe înregistrare, o să vedeți că apar niște pătrățele foarte ciudate. Din câte am înțeles, că apar din cauza că placa asta video nu mai are update-uri din 2015-2016. Și vă dați seama că o placă video trebuie să aibă update-urile la update-urile la zi, că dacă nu apar tot felul de probleme, bacă dispar clădirile, bacă apar pătrățele, bacă apar linii, bacă se întâmplă unor să se acadeze, să nu meargă bine, no, tot felul de probleme de software și tehnice. Ce am vrut să vă mai zic, pentru GTA 5 e ok, dar e nașpa că apar pătrățelele alea, cum am mai zis înainte, și e foarte enervant să vezi pătrățelele astea. Na, haideți că o să trec la al treilea joc. Vreau să vă zic că și la al treilea joc o să apară pătrățelele alea, dar nu așa des ca la GTA 5. La al treilea joc e Mad Max și după cum vedeți, bine, aici la setările n-am umblat la grafică, am lăsat așa cum îs. Și după cum vedeți, am 60 de FPS-uri și trebuie să recunosc că Mad Max funcționează
foarte bine pe placa asta video. Și bine, FPS-ul tot scade între 58 și 60, dar n-are nimic dacă scade 2-3 FPS-uri. Era mai rău dacă scădea 20-30 de FPS-uri, atunci era mai rău. Și după cum vedeți, jocul merge perfect. Da, și aici apar pătrățelele alea. Dacă nu se văd așa tare ca în GTA 5. Și am testat, am mers și cu mașina și nu scad deloc FPS-urile. În GTA 5 scade foarte mult, între 25, 30, 35 de FPS-uri scade când merg cu motocicleta sau cu mașina. No, uimit că pe Mad Max funcționează perfect. Bine, se văd pătrățelele alea, dar nu se văd, cum am mai zis înainte, nu se văd așa tare ca în GTA 5. Și nu e așa tare deranjant. În concluzie, după astea 3 jocuri testate, pot să vă spun că placa asta video e așa și așa, nu pot să zic chiar foarte bună, nu vă dați seama că asta e placă video veche de 11 ani. Dacă vreți să jucați Red Dead Redemption 2 și Cyberpunk, nu o să puteți, pentru că nu mai are update-uri din 2015 sau 2016. Da, bine, asta vă recomand dacă sunteți sărași. Bine, nu pot să zic sărași lipiți pământului. Stați foarte prost cu banii, vă recomand placa asta video să o cumpărați. Și asta merge și perfect pe jocurile lansate în 2011, bine, anul în care a fost lansată și placa video, merge perfect. Din păcate, placa asta video nu prea mai este de vânzare pe internet, pe site-urile astea de anunțuri din România. Puteți să o cumpărați din străinătate, dar v-ar costa transportul foarte mult. Eu am cumpărat o placă asta video de pe OLX cu 310. Acum, ultima dată am văzut la între 500 și 600 de lei de vânzare, dar s-au scumpit și astea, din păcate, că n-am vă dat seama că e criza asta de chipuri. Dacă o găsiți de vânzare între 250 sau 350, eu vă recomand să o cumpărați, dacă nu vă permiteți plăci video mai moderne. Ați văzut și voi ce prețuri exagerate sunt. Na, ăsta a fost videoclipul și vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, like, dacă nu, dislike. O zi bună, oameni buni!